Joi 31 octombrie, cele trei inspectorate județene de pe teritoriul județului Călăraș, aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, au susținut o conferință de presă prin intermediul căreia au prezentat activitățile desfășurate în cea de-a doua jumătate a lunii. Tema conferinței de presă este prezentarea activităților desfășurate în luna octombrie. Cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint invitații. Domnul comisar șef de poliție, Dumitrașcu Petronel, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, domnul colonel Marcu Ionel, șeful Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș, general de brigadă, brigada Barbu Pârâianu, și domnul colonel Stoian Codruț Valentin, prim adjunct al șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Barbu Știrbei, al județului Călăraș. Prima jumătate a lunii octombrie a fost foarte încărcată pentru polițiștii călărășeni. Pe lângă solicitările din partea cetățenilor, polițiștii rutieri au desfășurat mai multe razii, filtre, precum și activități educative. Cu această ocazie a realizat o scurtă retrospectivă a principalelor activități pe care le-am derulat, din care am să vă rog să permite să vă prezint o parte dintre acestea. S-a intervenit la 1341 de solicitări din partea cetățenilor, din care 1307 au fost apeluri prin Sistemul Național de Urgență 112. De asemenea, polițiștii au efectuat și au participat la 139 de acțiuni și controle, scopul fiind, bineînțeles, acela de creștere al gradului de siguranță la nivelul comunității noastre. În urma acestor activități au fost constatate număr de 501 infracțiuni, 47 de persoane au fost surprinse în flagrant delict, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse un număr de 29 de măsuri preventive. Totodată, din punct de vedere contravențional, au fost aplicate un număr de 4.185 de sancțiuni contravenționale, iar dintre acestea, ponderea este următoarea: 2.837 sunt sancțiuni cu amendă și 1.348 sunt sancțiuni cu avertisment. Valoarea amenzilor, sancțiunilor cu amendă aplicată, este de 1.600.000 de lei. Polițiștii rutieri, de asemenea, au efectuat zilnic activități și acțiuni în trafic, ocazia cu care au constatat un număr de 54 de infracțiuni la regimul circulației. Au fost reținute în această perioadă un număr de 202 permise de conducere, din care pentru viteză 38, alcool 23 și 141 pentru alte abateri la regimul rutier. Au fost de asemenea retrase un număr de 220 de certificate de înmatriculare. Alături de polițiști au fost și jandarmii călărășeni, care au intervenit în doar două săptămâni la un număr considerabil de misiuni de menținere a ordinii publice. Activitatea jandarmilor nu se oprește aici. În perioada menționată, aceștia au intervenit și pentru aplanarea unor conflicte, precum și pentru luarea măsurilor legale privind ordinea și siguranța publică la mai multe sesizări prin 112. Activitățile desfășurate în luna octombrie de către efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Călăraș au avut ca obiectiv general creșterea siguranței cetățeanului. De aceea, în această lună, pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor activități cu public numeros, în perioada de referință au fost executate 23 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu participarea 244 de jandarmi. Totodată am participat la 9 manifestări sportive, în special la partide de fotbal din cadrul Ligii a 3-a, unde au participat 98 de jandarmi. Tot în această categorie de misiuni am asigurat măsuri de ordine și siguranță publică la 2 manifestări religioase, una în localitatea Valea Roșie din comuna Mitrin, unde am avut o fluire de aproximativ 3.000-4.000 de cetățeni, cu prilejul sfințirii bisericii din incinta mănăstirii. Două manifestări cultural-artistice cu ocazia desfășurării Festivalului Dovleacului, o manifestare comemorativă în contextul sărbătorii Zilei Armatei Române și o manifestare promoțională cu ocazia evenimentului Festivalul Cailor de Rasă organizat în comuna Curcani. În afară de aceste misiuni, Jandarmeria Călăraș, împreună cu colegii din cadrul IPJ Călăraș, participat și la 8 misiuni de monitorizare executate cu ocazia tranzitării membrilor comunității evrei și hasidice, contextualizat în pelerinajul la Ulman, din Ucraina. Tot pe acest segment, pe zona de competență a autostrăzii A2, Jandarmeria Călăraș am
monitorizat galeriile echipelor de fotbal din Constanța și București care se deplasau pentru susținerea meciului din Liga 1. Pompierii militari sunt poate cei mai solicitați dintre toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, în contextul sprijinului acordat celorlalte inspectorate județene. Incendiile de vegetație, accidentele rutiere care impun intervenția acestora, precum și acordarea primului ajutor cetățenilor aflați în nevoie prin intermediul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, sunt la ordinea zilei. Ca și intervenții, inspectoratul a desfășurat misiuni, totalizând un număr de 330 de situații operative în cea de-a doua parte a lunii, reprezentând o medie de 22 de misiuni pe zi. Dintre acestea, 23 au fost pentru stingerea de incendii, 262 pentru asistență medicală de urgență, 45 pentru protecția populației și alte misiuni pentru asigurarea de măsuri de prevenire în situații de urgență la diferite evenimente publice. Printre altele au mai fost transmise și 42 de notificări de tip SMS, dintre care 34 pentru misiunile desfășurate, iar 8 au fost atenționări hidrometeorologice cu ocazia codurilor galbene. Și în special în această perioadă au fost coduri de ceață ce determină vizibilitatea redusă. Scopul acestor notificări au fost de a conștientizarea populației privind anumite condiții meteorologice care ar putea produce situații de urgență.